Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați ai acestui canal, bun venit celor noi! În primul rând vreau să vă urez o săptămână formidabilă, ne apropiem de sărbători, poftă mare la cafea, mic dejun, tot ce aveți, aveți grijă de voi. Din păcate, Bitcoin nu a închis săptămâna așa cum ar fi trebuit, ar fi fost necesar să închidă undeva peste 51.000 de dolari, ca să avem speranțe într-un viitor mai pozitiv. Din păcate, tehnic acum, noi suntem într-un mini bear market pe time frame-ul daily. Dacă ieri eram 60% pozitiv, 40% negativ, astăzi, la doar 24 de ore distanță, s-a cam schimbat ponderea. Astăzi sunt undeva la 60% negativ și 40% pozitiv. Am avut niște poziții deschise pe care le-am închis. Sunt intrat la praguri superioare în mai multe monede și acolo nu mai am ce să fac. Pozițiile alea le voi lăsa deschise și mă gândesc să fac prin puterea exemplului, adică să vă zic ce fac eu, cum tratez eu când se întâmplă genul ăsta de situații, ca să înțelegeți cum ar trebui abordată piața. Nu mă adresez celor care sunt specialiști, care tranzacționează de mult timp, care au experiență, știu ce au de făcut. Eu mă adresez celor care nu știu ce au de făcut, celor care au cumpărat anumite monede la valori mai mari și acum s-au trezit cu portofoliile devalorizate. Din punctul meu de vedere, nu știm ce ne rezervă viitorul, dacă ne așteaptă încă o corecție mult mai serioasă de aici de unde suntem, pentru că noi de la 68.000 până la 48.000 e o distanță destul de mare, sunt 20.000 de dolari diferență. Putem, zic eu, liniștit să ne mai ducem către alte cifre. Eu nu vreau să fac pronosticuri, eu vreau să vorbesc doar de probabilitatea să ne ducem mai jos. Nu știu cât de jos ne vom duce. Astăzi n-am putut să înregistrez ecranul, am schimbat calculatorul și trebuie să fac setări în plus. Și atunci prefer să vorbesc fără date exacte. Deci, ce se poate întâmpla în contextul actual, la cum arată charturile, la cum arată piața, ne putem aștepta la continuarea corecției. Pe mine, întotdeauna piața cripto m-a surprins, e posibil să anticipăm un lucru și să se întâmple altul, dar vreau să vorbesc despre scenariul în care acum noi am continuat această corecție. Sfatul meu este, dacă sunteți în poziții deschise sus, părerea mea e că nu aveți ce face, asta e. Va trebui să așteptați să-și revină piața și lucrurile să revină la normal. Dacă ați deschis poziții recente, proaspete, eu am închis, de exemplu, cu stop loss dimineața asta o poziție pe care am pus-o și pe canalul nostru de Telegram, pe QE. Nu a dat randamentul scontat și nu vreau să mă risc. Stop loss-ul. Am să fac un episod special în care am să vorbesc despre această funcție și cum trebuie folosită și de ce trebuie folosită. Stop loss-ul, dacă îl folosești la timp, îți poate preveni pierderi majore. Eu, în cazul de față, nu știu, am pierdut undeva la 1%, 2% maxim din poziția care am deschis-o ieri, dar piața neînchizându-se pe weekly, pe o săptămână, cum trebuie, cum mă așteptam, am zis că mai bine nu risc să rămân expus. Ce am cumpărat săptămânile trecute, rămân cu expunerea acolo și aștept indiferent ce se întâmplă. Dacă aveți monede cumpărate și acum portofoliul valorează foarte puțin, să vă uitați zi de zi la acest portofoliu nu vă face bine psihologic, mental, de nicio culoare. Da? Trebuie să înțelegeți că asta este piața cripto. Așa cum atunci când piața crește, aveți acea euforie, starea de bine, asta e normal și când piața scade să ai o stare proastă. Dar dacă vă vedeți de viața voastră și continuați lucrurile normal,
nu știu de ce v-ar afecta foarte mult. Problema este cu cei care se expun în poziții cu tot ceea ce au, cu toți banii. Și mai periculos sunt cei dintre voi care faceți împrumuturi, luați bani de la bancă, de la prieteni, vindeți un apartament, vindeți o mașină și mizați toți banii pe o criptomonedă. Atunci este normal să fiți dezamăgiți. Și am întâlnit oameni care au făcut chiar și depresii din cauza investițiilor. Eu v-am zis, trebuie să aveți răbdare și să gândiți pozitiv. Personal, cred, și asta am văzut că e o părere care nu am doar eu, o am mulți oameni, că nu vom mai avea tipul de bear market care l-am avut în 2018, da? Care să dureze peste un an de zile, aproape 2 ani de zile. Probabil acum vom avea cicluri mai scurte, cicluri de luni de zile. Și atunci, cum a fost și în primăvară, când piața cade 3 luni, nu e cel mai dramatic lucru, din contră ai timp să te gândești la piață, să strângi niște bani, să cumperi moneda preferată mult mai ieftin. Încă un sfat, în continuare la consultanță la mine și cunosc foarte mulți oameni care au portofolii cu zeci de monede. Mie mi se pare o nebunie să ai zeci de monede. Înțeleg să fii colecționar, să te pasioneze, să investești sume mici, dar să investești sume măricele în peste 10 monede, mi se pare un risc. Și nu aș recomanda, mai ales începătorilor, să facă genul ăsta de investiții. Cu cât lucrurile sunt mai ușor de controlat, cu atât mai bine. Adică dacă ai un portofoliu cu 2, 3, 4 monede maxim, este mult mai ușor să faci analiză, să te informezi, să citești știri, să înțelegi investiția. Dacă ai 20, 30 de monede, atunci lucrurile sunt la voia sorții. Adică dacă faci profituri, e pură întâmplare și noroc. Revenind. Deci pe daily, Bitcoin nu arată bine deloc și deja am văzut mai multe păreri că e posibil să fie o perioadă destul de dificilă. Rămâne de văzut, sper să reușesc să-mi fac setările la calculator să putem vorbi pe charturi mâine. Dacă apar noutăți, am să vi le comunic pe Twitter și pe TikTok. Vă aștept pe canalul nostru premium de Telegram. Astăzi o să punem o postare legată de sentimentul general de piață și ce trebuie să facem. În rest, vă doresc toate cele bune, să ne vedem cu bine. Pe mine mă găsiți pe consultanțăcripto.ro, site-ul meu. Aveți grijă că sunt foarte multe profile false pe internet, oameni care pretind că aș fi eu. Eu nu organizez tombole, nu organizez concursuri, nu organizez forme de investiții, nu fac nimic, nu cer bani de la oameni, deci nu există așa ceva. Mare grijă! O săptămână minunată, aveți grijă de voi, toate cele bune!